Accident rutier grav într-o parcare din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Cauza a fost neacordare de prioritate, iar șoferul vinovat a ajuns la spital. Pe strada Cazanelor din Drobeta Turnu-Severin a avut loc astăzi un accident rutier. Două autoturisme au fost implicate, iar pagubele materiale sunt destul de însemnate. Șoferul vinovat a ajuns la spital. Acesta s-a lovit la cap din cauza faptului că airbag-urile nu au funcționat. Veneam din partea aia, pe alea Nufelor, și domnul de aici trebuia să cedeze trecerea, avea prioritate dreapta. Eu aveam prioritate dreapta și după aia tot el început cu gura mare, că eu și intra în el. Accidentul s-a produs în jurul unei unități de învățământ, unde șoferii ar trebui să circule cu atenție și cu viteză redusă, însă realitatea este alta. Inclusiv oamenii din zonă se plâng de comportamentul agresiv al unor șoferi care nu țin cont de regulile de circulație. Mă rog, ce s-a întâmplat? Păi, nu știu, acum am venit și eu, dar după cât se vede e treaba nasoară, că sunt două mașini scumpe care trebuie reparate. Aici trebuia sens unic. Ori venim de sus în jos, ori invers. Deci, cum merg șoferii pe aici? Merg cu viteză? A dat într-o fată, într-o domnișoară, a dat un culo la scara 2. Merg tare, foarte tare. Credeți că și aici tot viteza? Cum? A fost de vină. Credeți că și în acest caz tot viteza? Da, tot viteză. Și neacordare de prioritate de stânga. Ori trebuia să se uite, să vadă. Și ăla și ailalt. De obicei, șoferii nu prea respectă semnele de circulație în parcări. Nu, e rău, pe aici e foarte rău. Vă spun să-i trebuie sens unic, ori s-o pună stop. În cauza a fost întocmit dosar penal. Polițiștii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.